Potrivit Centrului European pentru Prognoze din Anglia, iarna va debuta cu temperaturi scăzute. Astfel, în luna decembrie, valorile vor fi negative, în special în regiunile nordice, nord-estice și centrale. Doar cei din vestul, sudul și sud-estul țării vor avea parte însă de un regim termic normal pentru această perioadă. De asemenea, luna decembrie se anunță bogată în ninsori, mai ales în centrul și sud-estul țării. În ianuarie, meteorologii anunță temperaturi normale, mai puțin în sud și sud-est, unde ar trebui să ne așteptăm la o vreme mult mai caldă decât mediile multianuale. Cât despre precipitații, și în ianuarie va ninge mai mult decât media normală, însă doar în zonele vestice și centrale. Specialiștii vin cu vești și mai bune pentru ultima lună de iarnă. În februarie, regimul termic va fi apropiat de cel normal în majoritatea zonelor țării, la fel ca și cantitatea de precipitații.